Salutare lume și bine ați am găsit la un nou episod din Minecraft modat. Și <laughs> ai de rid, 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 da. Bun, am aflat că, după ce mi a zis voi, am aflat și eu normal, uh, minunețile să s-ar putea să meargă cu XP. Mă, nu știam sincer să vă zic. Uh, uite mă, nienie, că... Uh, mă, ne dăm pe easy, nici nu mi-am făcut și setările de bia ce am intrat și eu v-am zis. N-am avut timp nici de o haleală, nimic, am intrat și uh, aia a fost, uh, ăsta, să, mă așa și să le dăm pe all, Ca să fie mult, mult, mai ștecher. Bun, mă, nene. Uh, și am aflat. Bun, hai că XP nu prea avem, dar o să luăm de aici așa niște sticluțe, uite așa, Câteva mici sticluțe pe acolo Ca să facem un level Ca să vedem dacă este adevărat Oricum ar fi uh, ceva, nu, ha hai să mergem Să vedem dacă e adevărat, După aia mai vorbim uh, Unde mie-mie fantoma Uite așa Foarte, foarte frumos De pe aici am intrat și eu De Deci am ajuns, am am, uh, am, văzut că mi-a... Oh, shit. Am văzut că mi-a zis acolo. Hai să intru repede să, să văd, să ved dacă e adevărat. Mă, nine, mă. Bine că l-am pus și greșit. Ok, uite, aici ar trebui să stea ăsta, nu? Da, cred că aici ar trebui să stea. Uh, ok. What? Nu merge nici cu experiență și am deja un level. Dacă mă duc aș. A, dar nu, nu e pus ca lumea, nu? Uite așa, cred că acum e pus ca lumea. Ok. Ok, o, oh. o, oh. o. Oh. Stați. Deci ne ducem pe el. Vedeți, vedeți, asta trebuia să se întâmple. Deci dacă apăsăm Shift, ne teleportează. Și asta face, mă, nene, mă, aceste elevatoare foarte, foarte tare. Uh, în caz dacă vă place această serie, m-ați ajutat foarte, foarte mult dacă ați apasat butonul de like și vă mulțumesc pentru episodul anterior. Am făcut peste 500 de like-uri, ceea ce am rămas ceva gen... Hei, este canalul meu, deci chiar, chiar s-a întâmplat, este real, nu visez. Bun, mă, dar totuși nu-mi convine de ce nu-mi convine, mă, e că voi vă imaginați cât XP ne trebuie pentru elevatoarele astea? Foarte, foarte mult. Dar eu am uitat că am modul um, Team Fortress 2. Și în Team Fortress 2, dacă ne ducem noi frumos la mod TF2, unde grija? <laughs> Teleport Blumă. Teleport blurile astea, um, care sunt niște chestiuțe de ste te teleportează, face ce spune și numele. <gântu -i> Înțelegeți. Um, ok. Și se face dintr-un lapis la Zully, teleport base și teleport base. Da. Da. Așa e. Hai să ne mai întâi dacă avem lapis la Zully. Um, zi ok, avem, avem destul lapis la, la Zulie uh, Vreau să văd dacă am uh, Am iron uh, Cred că va trebui să fac din nou Niște spawnere de iron golemi Cei care sunteți mai noi pe serie Asta este un spawner de uh, Fiergen Și tot fierul se duce aici și se dublează Uh, și pun aici cu ajutorul modului Craftable Spawner sau ceva de genul ăsta Se spawnează Iron golemii, Cad în asta și orice material ajunge aici se dublează Asta este o armă în caz dacă nu știați Bun uh, Hai să vedem Sper să meargă și sper să nu fi bulit modurile între ele uh... Uh, <g classified> Mă doare capul Deci se face din Redstone, Redstone Torciuri și Iron Hai să vedem Uh, red, 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 red. Să mor dacă văd ceva, deci nu, nu văd nimic, uh, vreau bețe, uh, redstone, redstone, ok, mai multe bețe pentru mine, uite aici niște redstone, uh, stai, am niște redstone la mine, nu cred că am, uh, mă nene, redstone, am nevoie de cât mai mult, n-am redstone, Putem... ok, uite aici niște redstone. Uh, unde mie mie crafting table-ul Tu ești... A, ah, ok, ești oprit, ești oprit. Mă gândeam că ce mama mă se aude. Uh, stai, așa merg astea, nu? Bun. ok, ok. Așe. Și cum era? Așa, așa. Și așe. Ok, teleport base 3. Uh, Vreau să fac mai două, dar nu strică niciodată. Să ai una în plus. Și asta se face uh, asta se face mai ușor. Ceva de genul ăsta. Perfect. Și hai să vedem acum. Sentry uh, base-ul se face ok. Deci punem asta aici. Asta aici. Și un... Uh, pot să pun redstone? Nu și un teleport blue și hai să mai facem unul ca să avem două pentru că necesită cel puțin două ok ok și avem două mâini mă în dăm la pisul azul înapoi pentru că e foarte foarte important și episodul 50 se apropie cu repeziciune nici nu-mi imaginam vreodată că o să ajung la 50 de episoade cu vreo serie anyway facem așa una aici și cealaltă, cealaltă putem să o punem, să zicem, ai, noi vrem aici în colțul ăsta, gen. Asta putem să facem, nu contează, nu contează, nu trebuie să fie neaparat în sus. Iar acum dăm click și vedem că asta este interfața, da? TF2 Teleporter Frequency și noi punem să zicem, vrem 1. Numărul 1, numai 1, să mereu pe locul 1, iar asta are minus 1 și punem și ei 1. Și vedem că s-a activat mă S-a activat și se învârt Și arată foarte, foarte epic Deci chiar arată foarte, foarte tare Ne punem pe ea Așteptăm puțin și ne teleportează Și face un zgomot foarte, foarte tare Uite că s-a făcut și noapte N-am chef să se spauneze nimic Așa că mă voi duce Repejor uh, Pe ce dificultate sunt Easy, ok, ok Easy e, e ok um facem așa. Mă transform, în eu aștept, aștept puțin. Vine iarna, mă. Vine iarna. Deci ce înseamnă dacă vine iarna? Trebuie să ne facem o casă de iarnă. Nu glumesc, glumesc. Nu, nu trebuie să ne facem, deoarece și în Minecraft nu este iarnă decât dacă te duci în biom cu iarnă. Adică în acel loc ușor foarte, foarte îndepărtat. Uh, bun. Mi-a dat cineva o idee foarte, foarte tare. Um... Să iau un nisip și să pun topitorie în aia. După cum știți, aia... Um, minunția de chestie de... Um, dublează totul, ok? Deci, va fi super, super tare chestia aia. Și uite, putem lua aici și am continuat și șanțul totodată. Am face două treburi deodată. Și... Ia, ce genial sunt. <laughs> ok. Uh, am și San Andreas deschis. Să ar mai am drop frame-uri așa, dar puțin probabil. Dar am și San Andreas deschis ca să mai fac level pe acolo, așa. Să, să, să fie totul ok. Vreau să-mi cumpăr casă, nu contează. Ok. Ai, nu. No. Nu face mizerii că te ia mama dracu. Ok, stai să spunem niște torță pe acela. Ok, ok, ok. Ok, niște lava acolo. Bun. Hai să vedem. Dar nu mai am lavă în topitorie. În uh, chestia asta de aici din Tinkers Construct. Trebuie să mi mai uh, câtă lavă mai am? 2000 din 4000. E, sper să ajungă. Sper să ajungă. Ah, mă, dar nu se poate cu câte Da bine, am, am uitat că nu pot să pui să zicem, două sau un stack trebuie să pui numai câte... Zic, câte una. Mm, nu știu ce să zic, nu știu ce să zic, adică mai ușor mi-ar veni să pun asta în furnal, ar fi mult, mult mai rapid. Într-adevăr, chestia asta dublează totul, dar în schimb așteptăm mai mult timp. Uh, oh, dar chiar, uite, arată și nisipul. Ok, cum... Uh, cum, cum s-a pus să se topească. Dar, Dra aceeași sticlă, avem senzația că la un moment dat dădea de sticlă puțin diferită, era diferenția, adică nu era la fel ca sticla normală. Uh, uite ce că mi zice că e empty, dar de fapt el are semn în el. Ok, hai să vedem, hai să vedem și ni dăm mă, băietima. Mă. Uh, mi se pare că minunatia asta se toarnă și curge în um, acest uh, bazin. Deci, nu se face în lingouri sau ceva de genul ăsta. Molten Glass 18. Una, două, trei, patru, cinci, 6. Uh, hmm, nu știu. -ai de ride, de de... Lol, ce fel arată? Arată așa, nu știu, zici că e apă, dar de fapt nu e apă. Arată ca sticla. Ok, pentru că poate chiar e sticlă. Ok. Uh. O Clear Glass. Am. Da, 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 da. Vedeți sticla asta? Se vede așa ceva prin ea. minunția de sticla asta e pur și simplu transparentă. Vai cât de genială e. Vai cât de genială e. Am nevoie de. Am nevoie de siltaci pentru că aș vrea să pun numai clear ăsta pentru că arată transparent și e atât de tare. Dar n-aș vrea să stic nici sticla asta. Am nevoie de uh, siltaci. Nu stiu dacă am siltaci. Ce să fac? Ce să fac? Ziceti-mi, ziceti-mi și nu mă lăsați baltă. Um, bună ziua, noi asta este super, super tare, minutia asta. Super, super tare. Uh. Și pot ceva gen să zicem că eu am. Uh, pot să fac și paneluri din chestia asta. Um, glass. Ok. White stain. A ah, și pot și cu cu, virgulă culori, mă. Da, da, da. După cum știți, sticla colorată s-a băgat acum în versiunile mai noi, în 1.7, dacă nu mă înșel. E ăsta e 1.64 pe care am eu mod pe cum. Deci încă nu s-a băgat sticla colorată, dar noi o să putem avea sticlă colorată cu ajutorul uh, Tinkers Constructului și -a... ăsta Tinkers uh, Brick-ului ăsta morții lui. Am trebuie cât îmi trebuie, 8 ca să fac sticlă colorată Vreau să fac sticlă colorată pentru că vreau să văd dacă se vede prin ea Înțelegeți? Gen, nu știu, să, să pot să văd prin ea Da, asta vreau să zic <laughs> Ok uh, Turnăm asta Am putea, am putea să mai punem niște Uite așa Pac, pac, pac Sper să am destulă de lavă doar Ok Ok, ok, ok Pac, pac Pac. Vedeți? Asta arată cum stă treaba, adică sticla e acolo jos și nisipul e acolo sus și totul e perfect. Uite, am deja 8. Uh, hai să vedem ce culoare. Îmi place culoarea roșie, deci clar o să folosim roșu dacă avem. Uh, dar trebuie să ținem cont și de design. Uh, nu știu, hai să folosim culoarea roșie for fuck's sake. Uh, deși am putea, deși am putea Hai să folosim culoarea roșie. Ok. Ar arăta bine și un blue stained glass, sincer să fiu. Ar arata bine, zic. Hai să, hai să facem un blue de data aceasta. Pac, 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 pac. Stained and blue glass. Ah, mi se pare că chestia asta nu e transparentă. Mm. Eu o să se arate bine, cred, la un moment dat. Dar mă, mă deranjează că nu e transparentă. Ia să vedem. Ba da, mă, e transparentă. Oh my god. Și după cum vedem, își face propria linie. Deci, gen, în, pe aici și a nu e... Oh, ok. Ok, chestia asta arată super. Chestia asta arată super. Uh, bine, noi o să folosim pur și simplu de asta clear, adică fără nimic, o să fie pur și simplu, să zicem, o să arate ca și cum ar fi gol pe aici, dar de fapt o să fie sticlă. Am do ador și chestia asta din Team Fortress 2. Nu dacă v-a plăcut acest episod, chiar aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like, este gratis, nu costă nimic și mă ajută enorm, enorm de mult. Um, da. Mă, nu știu ce am să fac, probabil am să încep să, să încerc să continui chestia asta, dar aș vrea aici să nu pun uh, gen stăun, Nu știu, aș opta pentru lână, sincer să fiu. Lână îmi place, dar nu știu dacă pe lână poți să pui ce, poți să pui chesturi, pot să pui uh, Uh, mașinării, crafting table-uri, etc, et, 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 etc, morții lui. Uh, am niște lână pe aici să vă demonstrez, cum mi-aș face o, oi, o fermă de oi, că și așa sunt o groază de oi pe aici pe la noi, dar nu găsesc, mama naibii, lână, 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 ești pe aici, te ascunzi cumva de mine, uite aici, lână, uh dăm dăm dă lem dăm lem că se se duce episodul acum și numai pac pac 8 uite așa uite așa. Ok, deci poți să pui pe lână. Lână funcționează ca un fel de bloc. Ok, am înțeles. Ok. Bun, lume. Eu am fost The unei... Repet, sper că v-a plăcut acest episod. Bye bye.